unul dintre cele mai frumoase daruri pe care Dumnezeirea l-a oferit omului atunci când l-a creat a fost libertatea de a-și alege singur modul și stilul în care să-și trăiască viața de zi cu zi. Vrăjit însă de ofertele tentante care zac de acum la tot pasul, gata să fie încercate, omul a schimbat subtil macazul, orientându-se rapid către fericirea iluzorie a clipei. O facem fiecare dintre noi. Fie că o recunoaștem, fie că nu. Pentru că ascultând de șoapta păcatului și abuzând bunătatea și binecuvântarea Creatorului nostru, noi ne-am ales să umblăm pe cărări trasate lateral sau chiar perpendicular față de legile și voia Dumnezeirii. Uneori cărări doznice ale răutății și ipocriziei, acolo unde am învățat repede cum să trăim imoral, zâmbind mai apoi nevinovat către divinitate în speranța armistițiului iertării, dar ascunzând în sufletul nostru o travă blestemată a neascultării. Atunci când am ales să trăim cu intensitate bucuria și dezvoltura clipei, în detrimentul veșniciei, noi, oamenii, am uitat în ignoranța noastră că pentru fiecare dintre noi va veni o zi a judecății. O zi stabilită cu exactitate în planul măreța lui Dumnezeu, de care nu ne putem ascunde. În fapt, Biblia este fermă cu privire la acest aspect. Citez. Bucură-te tinere în tinerețea ta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Am încheiat citatul cules din Cartea Eclesiastului, capitolul 11. Înțelegând reperele trasate de a Creator, omul înțelept știe însă că nu a fost, că nu este și nu va putea fi în fapt niciodată stăpân peste clip. Alegând astfel să privească viața cu vigilență, cu precauție și cu respect, conștient de faptul că pentru orice gând și pentru orice șoaptă sau vorbă, va da socoteală în fața justiției divine. Motivați fiind de aceste sfaturi, fiecare dintre voi alegeți să fiți astăzi ambasadori reali ai înțelepciunii. Bucurați-vă de fiecare clipă, dar faceți-o cu reverență și cu respect față de Dumnezeul nostru. Faceți în așa fel încât fiecare vorbă sau comportament să demonstreze lumii că noi am decis să mergem pe calea frumoasă a mentalității Domnului Iisus Hristos, în detrimentul noroiului spiritual care domină astăzi cărările alternative și întortocheate ale societății postmoderne. Fiți binecuvântați!